Preacuvioși, părinți și frați, iubiți credincioși, spre slava lui Dumnezeu, iată că spre slava lui Dumnezeu să fie toate, căci iată ne apropiem de sfârșitul, e deja sfârșitul lunii ianuarie, când în luna aceasta ne-am întâlnit cu mari sfinți ai bisericii noastre. Și în această zi pomenim pe sfinții sirieni. Dar stând de nesântul altar și ascultând și cuvântul Părintelui și cântarea părinților de la strană, pentru care le mulțumesc în mod deosebit că s-au aplicat asupra cu cântări deosebite și au lăudat pe sfinții sirieni, ascultându-i, deci, m-am gândit, numai astăzi îi servăm pe sfinții sirieni, căci astăzi, într-adevăr, e Sfântul Efrem Sirul, Sfântul Isaac Sirul, doi mari părinți ai bisericii noastre. Dar într-o ziua de ieri l-am pomenit pe Sfântul Ioan Gură de Aur. Dar Sfântul Ioan Gură de Aur, de unde a fost? Unde și-a făcut studiile? În Antiohia Siriei. Deși el tot sirian este, și Ioan, și Sfântul Ioan Gură de Aur. Și mulți alți părinți ai bisericii noastre. Și ei s-au deosebit, aș îndrăzni să spun, prin scrierile lor, că s-au aplecat foarte mult asupra tainei smereniei. Căci un cuvânt de exemplu de la Efrem Sirul, zice că dacă vrei să ai echilibru în interiorul tău, dacă vrei deci să știi să cumpănești, îngrijește-te de smerenie, câștigă-ți smerenia. Isaac Sirul, o zi fără o lacrimă e o zi pierdută, zice el. Și mai cu seamă, atunci când te apropii de Sfintele Taine, nu uita că trebuie să vergi o lacrimă. Deci măcar atunci când ne apropiem de Sfintele Taine, să vărsăm o lacrimă. Dar ce înseamnă toate acestea? Smerenia aceasta de care ne învață sirieni, părinții aceștia sirieni. Nimic altceva decât veșmântul pe care trebuie să-l avem atunci când ne apropiem de Domnul. Căci de ce a fost scos afară? Părinții tâlcuiesc într-un fel sau altul Evanghelia de astăzi. De ce a fost scos afară? Că nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Căci vedeți, când te îmbraci într-o smerenie, te îmbraci într-o Hristos. Pentru că Hristos, El ne-a adus nouă smerenia. El ne-a adus nouă taina aceasta mare. Și amintiți-vă de praznicul nașterii Domnului, cum s-a născut, unde s-a născut, cum a trăit și absolut toate câte ne-a arătat nouă. De la începutul activității sale și până la răstignire, ba până și la îngropare, ba și până la înălțare, ce ne-a arătat El nouă? Tocmai taina aceasta mare și frumoasă a Sfintei Smerenii. De aceea, iubiții mei, în această zi, mâine îl vom cinsti de acum pe Sfântul Ignatie Teoforul, aducerea moaștelor a Sfântului Ignatie Teoforul. Știți cine a fost el? Peste două zile îl vom cinsti pe Sfinții Treierari, Vasilie, Grigorie și Ioan. Și tot în săptămâna aceasta vom avea și praznicul cel mare și frumos al întâmpinării Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim. Dar pe 1 februarie, dacă vă uitați în calendar, avem acolo două mucenițe pomenite, Felicia și Perpetua, Felicitas și Perpetuas. Deci două mucenițe, actele martirice al acestora se păstrează și este publicat și cred că îl găsiți în ziua de astăzi foarte ușor. Și desigur ne întâlnim și cu dreptul lui Simeon în săptămâna aceasta, cel care l-a întâmpinat pe Domnul Hristos. Cel care l-a primit în brațele sale pe Domnul Hristos și a rostit acea frumoasă rugăciune,
de acum slobozește pe robul tău, Stăpâne. Iubiții mei, să ne îndreptăm pașii spre casa noastră, spre casele noastre, cu gândul acesta, că trebuie să avem haina de nuntă, dar nu din când în când, ci permanent. Noi trebuie să fim îmbrăcați în haina de nuntă. Haina de nuntă noastră este haina botezului. Și nu o înnoim doar numai din când în când, ci permanent trebuie să fie înnoită, primenită. Permanent trebuie să fie curățată. Prin ce? Prin ceea ce am spus mai înainte. Prin lacrima pocăinței. Prin ceea ce ne învață sirienii, părinții sirieni. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca să ne silim mai mult și dacă ne vom sili, atunci nu vom auzi niciodată acel glas de a-l scoate, a te scoate afară dintr-o anumită tagmă, de a nu fi recunoscut. Dar în Evanghelia de astăzi se mai spune un cuvânt, că acolo scoateți-l afară și aruncați-l în focul cel veșnic. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Într-un cuvânt ne arată ce este despărțirea de Dumnezeu, iadul. Căci iadul nu este altceva decât despărțirea de Dumnezeu, ruperea. Nu ai nimic comun, că ce înseamnă haina în cele din urmă. Nu te-ai îngrijit, nu ți-ai curățat haina, nu ți-ai împodobit-o cu virtuțile și n-ai avut nimic dintre ale lui Dumnezeu. Nu ai cunoscut nimic. Și atunci, dacă nu ai cunoscut, nu ai nimic dintre ale lui Dumnezeu, nu te asemeni cu nimic, cu Dumnezeu, cu Hristos Domnul, desigur, ce este în afară de Dumnezeu? Plângere și scrâșnire de dinți. Să ne ferească Dumnezeu de așa ceva și să ne dea Domnul bucuria înnoirii, bucuria primenirii sufletești, dar și a petrecerii acelea frumoase în casa lui Dumnezeu. În casa lui Dumnezeu, căci să fim, căci în casă îl avem pe Dumnezeu. În casă când suntem, îl avem pe tata și pe mama, avem pe frați, avem pe rudenii. E pacea aceea casei. Ei bine, așa este în împărăția lui Dumnezeu. A fi cu Dumnezeu înseamnă a fi în pacea și în bucuria și în lumina feței lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu la toți. Amin.